Călătoria noastră de astăzi se va desfășura de-a lungul masivului Piatra Craiului, aflat în nord-estul Carpaților Meridionali. Piatra Craiului domină prin pereți stâncoși depresiunea Țara Bârsei, la nord, culmile cristaline mai scunde ce se opresc în Valea Dâmboviței, la vest, și culoarul intramontan Brano-Rucăr, la sud și est. Pentru a ne apropia de masivul Piatra Craiului, trecem mai întâi prin Zărnești, oraș atestat documentar încă din 1373, cu case frumoase și multe biserici monument. Poziția sa geografică de invidiat i-a dat posibilitatea unei dezvoltări durabile în domeniul turismului. Se află la 25 de km de Brașov, la 15 km de Râșnov și la 14 km față de Bran. De aici pleacă o mulțime de trasee turistice și de aceea, pe raza localității, sunt peste 20 de pensiuni. Atracția majoră a localității este că pe teritoriul ei se află Parcul Național Piatra Craiului. Un loc frumos, liniștit și ușor accesibil, unde putem să admirăm pe îndelete munții, este Plaiul Foi, aflat la doar 12 km de Zărnești. Sediul administrativ al Parcului Național Piatra Craiului este chiar aici, în Plaiul Foi, iar construcția ciudată imită, de fapt, forma crestei muntelui. Administrația parcului are rolul de a proteja, inventaria și monitoriza permanent patrimoniul natural al parcului, desfășoară activități de cercetare și promovare a zonei, de îmbunătățirea infrastructurii turistice și supervizează toate activitățile care se desfășoară pe suprafața ariei naturale protejate. Cu fiecare kilometru parcurs spre cabana Plaiul Foii, priveliștea spre munții Piatra Craiului se deschide ca un evantai. Piatra Craiului, acest munte spectaculos, a fost dintotdeauna în atenția specialiștilor, așa că încă din 1938 el a fost declarat arie naturală protejată, mai întâi pe o suprafață de 40 de hectare. Masivul Piatra Craiului și-a extins de-a lungul timpului zona protejată, ajungând în 1990 să fie declarat parc național, întinzându-se pe o suprafață totală de 14.773 de hectare, în județele Brașov și Argeș, având incluse localitățile Zărnești, Moieciu, Măgura, satul pe care îl vom vizita și noi astăzi, peștera Bran, Rucăr și Dâmbovicioara. Așadar, ne vom plimba și noi de-a lungul acestui parc cu mașina sau pe jos, pentru că locurile sunt deosebit de frumoase, cu oameni primitori și dornici de oaspeți, iar natura este sălbatică și uimitoare. Drumul forestier se desfășoară de-a lungul râului Bârsa, acum încremenit sub un strat de gheață, într-un cadru natural deosebit de frumos.
1976, pe aici trecea mocănița care transporta lemne. Amatorii de liniște și peisaje încântătoare și-au construit aici case de vacanță, care de care mai frumoase, iar printre ele au apărut și pensiuni. Aici era locul de întâlnire al vânătorilor ce plecau pe munte, dar și popasul alpiniștilor și al turiștilor obosiți. În 1998, vechea cabană a fost renovată complet, iar în anul 2000 a fost introdusă în circuitul turistic. Așezată la marginea pădurii, cu fața spre râul Bârsa și munții Piatra Craiului, cabana este un loc liniștit și plăcut, de unde poți admira în tihnă peisajul înconjurător. Piatra Craiului, acest fantastic masiv, este alcătuit din roci sedimentare calcaroase de vârstă jurasică. Creasta sa, ca o lamă tăioasă, este cea mai lungă din România, de aproximativ 26 de kilometri. Și este spectaculoasă datorită abruptului său nordic, care se prăvale de la 2000 de metri până la nivelul Bârsei Mari. Are o lățime de 6 kilometri și este orientată de la sud-vest spre nord-est. Parcul Național Piatra Craiului este o zonă cu multe vârfuri abrupte care trec de 2000 de metri. Altitudinea maximă este atinsă de vârful La Om, cunoscut și ca Piscul Baciului, având 2238 de metri. Pentru pasionații de drumeții și ascensiuni montane, Plaiul Foi este punctul de plecare către foarte multe trasee turistice, mai simple sau mai dificile, dar cu siguranță spectaculoase. Tocmai de aceea, aici există un sediu al salvamontiștilor din Sărnești, care păzesc potecile Pietrei Craiului, unul dintre cele mai dificile masive din țară, și în care un singur pas greșit îți poate fi fatal. Oricum, iarna muntele este foarte periculos. Ne spun asta chiar salvamontiștii. Zăpada mare până la curmătură, zăpada aproape de un metru și viscolește sus. Să merge destul de bine, că dai zăpada mare. Ce se poate? Trebuie să patrulăm antrenament pentru efortul nostru. Pentru... A fost ceva cazuri de rănit? Nu, a fost foarte liniște. Turii sunt, dar sâmbătă, duminică, am venit prea puțin în cursul săptămânii. Nu mai lăsa. Și acum veniți de sus de la cabană? Da.
pe schiuri ați venit? Da. De acolo? Pe schiuri am urcat, pe schiuri am venit. Sunt schiuri de tur special. Sunt turiști? Nu. De mâine. De mâine și sâmbătă. Duminică pleacă tot, iar e liber. Se pot face trasee acum? Da. Da. Tură, da. Pădure. Până la cabane. Mai mult de pădure nu cred că e cazul. E zăpadă mare. Traseu ceva mai ușor, accesibil, mai ales vara, dar și spectaculos, este cel care pornește de la cabana Gura Râului, urmând drumul forestier de 2 km până la fântâna lui Botoroc, după care, de la barieră, se intră în cheile sau prăpăstile Zărneștilor, dar numai pe jos. Aici este un impresionant defileu care se află în partea de nord-est al masivului Piatra Craiului și are o lungime de 4 km. Locuri spectaculoase, unde în 1980 s-a turnat filmul Drumul Oaselor. Aceste chei s-au format acum 5 milioane de ani, în urma unor ridicări tectonice, care au înălțat toată regiunea cu aproximativ 200 de metri. Astfel, râurile au fost forțate să-și schimbe cursul apei și să se adâncească în masivul de calcar. Peisajul cu abrupturi și stânci colțuroase este extraordinar. Iar cheile sunt aici adevărate podoabe ale naturii. În calcarele acestor munți s-au modelat forme de relief de o mare frumusețe, cum sunt aceste chei, dar și peșteri adânci, grohotișuri, hornuri, arcade, pereți abrupți și tot felul de alte elemente carstice. Trec multe trasee care urcă pe munte. Din capătul prăpăstilor, o potecă marcată cu punct albastru urcă prin Poiana Zănoaga până la cabana Curmătura la 1400 de metri. Este un traseu ușor de 3 km care se poate face vara în 2-3 ore. Thank you.
masivul are circa 20 de trasee marcate și iată câteva mai scurte cu pornire din Zărnești, prin aceste chei. Cabana Curmătura, până la Șaua Padinei închise, traseu de 4-5 ore, marcat cu bandă albastră. Zărnești, Colții Chiliei, Refugiul Diana, traseu cu bandă albastră de 3 km. Prăpăstile Zărneștilor, Cheile Pisicii și Vârful La Table, traseu de 8-9 km, marcat cu cruce roșie, ce se poate parcurge în 5 ore. Aceste chei, numite prăpăstile Zărneștilor, sunt un loc numai bun pentru practicarea alpinismului și pereții abrupți de stâncă au deschis numeroase trasee și pentru alpiniști. Dacă ai puțin noroc, aici te poți întâlni cu o căprioară sau cu o capră neagră, animale care trăiesc la baza masivului și în zonele stâncoase. De fapt, fauna parcului este una diversificată și reprezentată de multe specii de mamifere, păsări, reptile și pești, multe protejate prin lege. Pe teritoriul parcului au fost identificate 1183 de specii și subspecii de plante și mai multe tipuri de habitate și specii de interes european, tufărișuri de pin și rododendroni, pajiște alpine și subalpine, fânețe montane și păduri. De aceea, întreaga suprafață a parcului a fost declarată sit Natura 2000. Aceste situri reprezintă la nivel european o rețea de arii protejate. Ne întoarcem la drumul forestier, de la fântâna lui Botorog, pentru a urca până la 1000 de metri în satul Măgură. Drumul forestier urcă și șerpuiește prin pădure într-un peisaj sălbatic circa 3 km. Măgura nu este un sat oarecare, îți dai seama de asta după nici 100 de metri, când vezi coamele dealurilor care se arcuiesc între munți și văile adânci străbătute de pârâiașe repezi. Satul Măgura, veche vatră păstorească, a fost pus de Dumnezeu între munți ca într-o găleată uriașă din piatră, ai cărei pereți sunt stâncile ascuțite ale munților Pietrei Craiului și Bucegi. Iarna, coamele dealurilor se transformă în derdelușuri și chiar pârtii de schi. Este
este un loc al liniștii și al frumuseții, în care poți scăpa cu adevărat de stresul orașului. Au înțeles asta și cei care și-au făcut aici case de vacanță sau pensiuni. În depărtare se zărește masivul Bucegi, cu zona sa cea mai sălbatică, din partea de nord-vest. Dar priveliștea măreață a Pietrei Craiului cu muntele Piatra Mică impresionează în orice moment al zilei și în orice anotimp. Casele oamenilor sunt risipite pe dealuri sau așezate în buza pădurii, la poalele muntelui. Sunt simple, frumoase și curate, la fel ca sufletele oamenilor. În acest cadru de poveste au poposit, în urmă cu circa 200 de ani, câteva familii de oieri, în frunte cu baciul Măgureanu, de unde se trage și numele satului. Localnicii și-au păstrat încă îndeletnicirile și tradițiile seculare în armonie cu natura. De prin 1930 aici veneau alpiniști și iubitori ai muntelui, așa că localnicii au fost învățați cu musafiri, de aceea ei au mereu ușile caselor și ale sufletelor deschise. Turiștii, odată ajunși aici, se îndrăgostesc de aceste locuri și își doresc mereu să revină. Cazare poți găsi în casele localnicilor, dar și la noile pensiuni care păstrează arhitectura tradițională și stilul rustic. Pensiunile familiilor Pepine și Moroe, aflate chiar pe ulița principală, sunt cele mai vechi și mai cunoscute din zonă. Aici turiștii se simt ca într-o familie. Simplă, dar având tot confortul necesar, pensiunea familiei Pepine are un hol unde turiștii pot lua masa, care distribuie cele 5 camere mici și rustice, dar luminoase și cu băi proprii, iar priveliștea este întotdeauna de nota 10. Noua pensiune a familiei Moroie este rustică, dar și cochetă. Are un hol de primire ca un muzeu al satului, unde proprietarii au așezat cu drag obiectele vechi ale bunicilor. Thank you.
Pensiunea are 6 camere cu băi proprii. Dar salonul de luat masa, ori de discuții și relaxare, este punctul forte al pensiunii, pentru că oferă nu doar un cadru intim și plăcut, ci și o panoramă superbă asupra Pietrei Craiului. Dar să vedem ce poți face în zonă. Dacă ești amator de plimbări și drumeții, de aici poți merge pe jos cu mașina, ori sania pe timp de iarnă, colindând ulițele satului sau în apropiere, în satul Peștera sau prăpăstile Zărneștilor, ori la Peștera Liliecilor. Cu mașina poți merge oriunde, căci distanțele nu sunt mari. La Zărnești, la Plaiul Foii, Bran, ori Predeluț, Șirnea și Râșnov. Sau la Cheile Dâmbovicioarei, ori chiar până la Brașov. Nu sunt decât 33 de kilometri. Vara, amatorii de excursii și cățărări pot face de aici trasee în munții Piatra Craiului, îndrumați și de localnici. Chiar proprietarul acestei pensiuni, Gheorghiță Moroie, este un fost salvamontist și iubitor al muntelui, care te poate însoți într-o astfel de drumeție. Răsfățați întotdeauna cu mâncăruri tradiționale și încântați de frumusețea unică a zonei, turiștii își doresc de fiecare dată să revină aici. Herman Curmes s-a născut în România, în satul Vulcani, dar a stat 20 de ani în Germania și s-a ocupat de turismul organizat. Când s-a întors în România în 1997, a adus cu el turiști. Ba chiar a construit și o pensiune la Măgura, pentru că turiștii străini și-au dorit să stea aici, într-un mediu sălbatic și pitoresc. Herman Curmes a înființat și o asociație de ecoturism, menită să sprijine conservarea, dar și promovarea naturii ca element esențial al imaginii turistice a României și are filiale în toată țara. Din această asociație care a fost aici pe plan local în ultimii ani, am dezvoltat-o și am putut să alcătuim o asociație pe plan național, AERU, Asociația de Ecoturism în România, care are membri acum din Munții Apuseni până în Delta Dunării, din Maramureș până în Muntenia.
și avem peste 80 de membri, avem ONG-uri, diferite organizații care tot pe domeniul de protecția naturii se angajează, cum e WWF-ul, de exemplu, și altele. Și avem diferite acțiuni care, cu care încercăm să îndeplinim țelurile care sunt scrise în statutul nostru. Avem programe diferite, asta în funcție de cum se cere, cum cer agențiile cu care colaborăm din Anglia, din Elveția, din Germania sau din Austria. Majoritatea acestor agenții au o clientelă care doresc să facă drumeție, deci ei spun o țară sau o regiune, numai atunci poți să o cunoști când mergi pe jos, deci asta e și sloganul lor, numai unde am fost pe jos am fost adevărat. Și așa facem drumețiile în zonă, deci sub formă de stea plecăm fiecare dimineață de la pensiune și ajungem în altă parte. Deci avem satele Brănene, de aici putem pleca spre Șirnea, spre Peștera, putem să facem creasta Piatra Craiului, putem să traversăm Piatra Craiului, să ajungem în Vlădușca sau în Plaiul Foi, pe Valea Bârsei, sau chiar putem să mergem pe creasta Măgurii, să ajungem la Castelul Bran, să vizităm Castelul Bran, putem face o drumeție chiar până în satele Săsești, până la Vulcan sau la Râșnov, unde vizităm cetățile bisericești, cetățile fortificate, unde le arătăm cum au trăit oamenii nevil mediu, cum s-au apărat împotriva turcilor și tatarilor și o mulțime de alte lucruri. Turiștii străini apreciază nu doar mersul pe jos, într-o țară frumoasă unde au ce vedea, dar și animalele sălbatice prezente în munții noștri în număr mare și nu în ultimul rând tradiția, cultura și gastronomia românească. Când am început cu turism, ne gândeam oare cum putem să-i atragem în România. Deci imaginea țării încă nu era bună și trebuia să avem ceva aparte, trebuia să avem niște lucruri pe care ei nu le au, că dacă povesteam unui elvețian sau unui austriac, avem munți frumoși, că avem pârâuri, izvoare, ape curate, pădură, spunea asta avem și noi, dar servicii mai proaste, străzi mai proaste decât la noi, oare de ce să venim la voi, nu? Și când am început să le povestim că avem urși, avem râși, avem lup, putem să mergem pe urmele lor, putem să îi telemetrăm, putem să îi urmărim în natură, putem să îi observăm de la un observator, deja altfel se punea problema. Deci atunci nu mai era important dacă erau serviciile mai proaste sau mai bune, sau străzile mai proaste sau mai bune, deci erau focusat numai pe ideea că vrem să vedem și noi ce noi nu avem. Și asta a fost primul pas în domeniul acesta de ecoturism. Anumiți turiști care sunt iubitori de natură, care sunt ornitologi sau hobiști în ornitologie sau în botanică sau în zoologie și le place foarte mult să, în excursie, să vadă diferite păsări care le avem în zonă și chiar avem aici o pasăre care este foarte, foarte rară, care trăiește în prăpăstile zănăștene sau în cheile Râșnovei. Alți turiști care vin pentru plante, avem numai în zona Carpatină, avem peste 50 de plante endemice care cresc numai în România și nu în alte părți, cum e Garofița Piatra Craiului, care crește numai în anumite zone în Piatra Craiului, sau cum este Campanula Carpatica, care la fel numai în Munții Carpați se găsește, sau alte plante. Și o atracție foarte mare mai sunt carnivorele mari, deci lupii, urși, râșii, care în România trăiesc cel mai mare număr, deci peste un sfert din urși care mai sunt în Europa trăiesc în România. Ce spun turiștii străini când ajung în aceste locuri? Da, deci sunt au o surpriză foarte plăcută pentru că nu se așteaptă ce întâlnesc în România. Deci au o imagine, majoritatea au o imagine foarte greșită despre țară și nu pot să-și imagineze ce bogății naturale le întâlnesc când vin aici.
multiculturalitatea, tradițiile care mai trăiesc, mai sunt autentice, mai sunt originale și nu pe cale de dispariție cum este la ei. Mâncărurile care le găsesc aici, care mai sunt tradiționale și nu fast food-urile care le au la ei. Și asta încep să aprecieze. Și în ultimii ani s-au îmbunătățit și serviciile care la fel se adaptează oamenii care lucrează în acest domeniu. Și am ajuns acum deja să avem niște turiști fideli care deja au venit de a patra sau a cincea oară din Anglia sau din Germania. Satul Măgura a fost mai izolat și mai greu accesibil față de restul localităților brănene, ceea ce a făcut ca acesta să rămână mai puțin cunoscut, la fel ca și satul Peștera, aflat în apropiere. Dar asta nu este decât un câștig pentru satul adevărat, care, cu excepția câtorva pensiuni și reședință de vacanță noi, și-a păstrat aproape intactă alcătuirea. Cu siguranță, după câteva zile petrecute aici, în satul Măgura, te vei întoarce în oraș cu mult mai relaxat și dornic să revii.